Salutare, pariu, sunt Cătălin de la biletul-meu-zilei.com, alături de colegul meu Alex. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Bilete și Ponturi BZC, emisiune în care eu și Alex vă vom prezenta un bilet pe acest mijloc de săptămână, pe aceste meciuri de calificări pentru cupele europene. Alex, te salut! Te salut, Cătălin. Da, avem 6 selecții pe biletul european, o cotă de 5,28 jucată în cadrul casei de pariuri Betano. Da, am avut ceva ghinion în weekend. Pe biletul de weekend, primele 4 meciuri au fost câștigătoare, apoi cele 2 rămase din Elveția nu au vrut să iasă la goluri. Am anticipat goluri, însă nu a fost să fie. Mizăm din nou pe o cotă de aproximativ 5 și ceva, cotă 6 pe acolo, în funcție de casele de pariuri. Dar până una alta, până să prezentăm acest bilet, Cătălin, vreau să invităm pe toți cei care ne urmăresc să apese un subscribe aici pe canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu emisiunea pe care noi o facem, cu pariurile pe care noi le propunem și să intre și pe site-ul nostru, pe biletul-zilei.com, nu? Da, pe biletul-zilei.com, acolo unde în scurt timp o să înceapă toate meciurile importante din campionatele importante. Mai precis, de vinerea viitoare o să găsiți foarte multe meciuri analizate complet pe biletul-zilei.com. Și acum sunt câteva partide interesante, chiar dacă nu au început campionatele. Noi ne axăm așa pe meciurile acestea importante din Europa, din calificări, mai ales pe meciurile în care sunt în meciurile în care sunt implicate și echipele noastre, echipele din România, dar și alte meciuri interesante din campionate mai puțin importante. Și așa cum am zis, de vineri chiar o să aveți ce să găsiți pe site-ul nostru și vă invităm acolo să vă inspirați. Bun, hai să începem cu prezentarea biletului, să vedem ce putem juca pe aceste meciuri europene. Biletul de săptămâna trecută pe Europa a fost câștigător într-o cotă de 6. Sperăm să fi fost și acum inspirați și să reușim să înverzim acest bilet. Începem cu meciul lui Fenerbahce cu Lille. Mizăm pe minim 2 goluri în meci, o cotă de 1,29. Da, nu normal ar trebui să se întâmple acest lucru, chiar dacă e Mourinho la Fenerbahce. Am avut parte de un joc spectaculos în meciul tur jucat în Franța. Lille s-a impus cu 2-1. Acum Fener trebuie să întoarcă, joacă pe teren propriu și sunt convins că au așteptări foarte mari la această partidă pe teren propriu. Au o echipă bună și zic eu că prin prisma scorului din partida tur ar trebui să vedem din nou cel puțin 2 goluri pentru că calificarea este așa în aer, să zic. Da, calificarea încă nu este decisă. Fenerbahce pe teren propriu știm că este foarte puternică. A rămas același stil de joc ca și în sezonul trecut. Mă uit acum peste scoruri, așa, pentru că Fenerbahce a trecut de Lugano cu o victorie 2-1 pe teren propriu și un 4-3 în deplasare, deci același stil ofensiv pe care l-a avut și în sezonul trecut. Deci ne așteptăm la goluri și Lille este o formație care cu siguranță poate să marcheze în acest duel. În mod normal, chiar și un GG ar merge la această partidă, dar noi mizăm mai prudent peste 1,5 goluri, o cotă de 1,29. Da, exact. Și că tot ai zis tu de GG, mizăm pe GG la următoarea partidă de pe biletul nostru, cea dintre Twente și Red Bull Salzburg, GG o cotă de 1,47. În mod normal, Salzburg este favorită să treacă mai departe, dar uite că pe teren propriu a fost doar un 2-1. Aceeași situație ca la meciul lui Fener cu Lille. Calificarea în continuare nu este nici pe departe decisă. Twente sunt convins că pe teren propriu va trage tare în această confruntare pentru a încerca să o elimine pe Salzburg și zic eu că ar trebui să vedem un GG și un meci retur la această confruntare. Da, 2 formații din nou cu profil ofensiv, în special Salzburg. În acest început de sezon văd aici o victorie cu 3-2 în prima etapă cu Grasser, apoi un 5-1 cu Linz. Deci, pe lângă faptul că a reușit să marcheze, asta e clar, că se bazează foarte mult pe forța ofensivă, Salzburg a și încasat gol de la formații destul de modeste, cum ar fi Grasser, o echipă nou promovată, sau Linz, care de regulă se luptă la retrogradare sezon de sezon. Twente a reușit să marcheze și ea în meciul trecut cu Salzburg. Acum pe teren propriu zic eu că va face
din nou un meci bun, așadar GG-ul pare o variantă destul de bună la acest meci. Bun, și la FCSB cu Sparta Praga mizăm, așa cum am mizat și în tur, Alex, pe 2 plus, o cotă de 1,32. A ieșit fără prea mare emoții, putea să fie și 3 plus, dar mai bine că nu a fost, pentru că ar fi fost un gol în defavoarea românilor. A fost un 2 plus, cu siguranță ar fi putut să fie mult mai multe goluri la câte ocazii au fost de ambele părți. Chiar și FCSB-ul, dar și Sparta Praga au avut foarte multe ocazii. Scorul de 1 la 1 nu conferă așa o siguranță pentru nicio dintre cele două echipe și sunt convins că vom avea parte de un joc la fel de spectaculos precum cel din partida tur. Da, mă uitam peste meciurile cehilor de la Sparta Praga. În acest sezon a jucat de 7 ori, din ce văd eu aici. Toate cele 7 meciuri s-au terminat cu cel puțin 2 goluri. La fel și FCSB. Este o echipă care a rămas cam același, cam în aceeași, să zic, profil de joc, pentru că este o echipă care marchează, dar primește gol de la echipe care nu prea te aștept să marcheze așa cu FCSB. Văd aici un 3-2, un meci spectaculos, meciul anterior cu Farul. Dar uite, văd goluri încasate și de la Oțelu, văd goluri încasate și de la Unirea Slobozia și de la Virtus în turul precedent, în urmă cu 2 tururi. Deci FCSB cam încasează așa goluri, dar e bine că reușește să și marcheze, ceea ce ne dă speranțe că vom avea din nou un meci cu cel puțin 2 goluri. Exact. Și mizăm și pe finala Supercupei Europei, nu, Alex, în acest bilet, meciul dintre Real Madrid și Atalanta. Da, avem Supercupa Europei dintre Real Madrid și Atalanta. Cred că este cap de afiș acest meci, cap de afiș al săptămânii. Un meci care se anunță unul spectaculos. Să-l vedem și pe Mbappé la treabă după transferul de la Real Madrid, să vedem cum se va integra. Noi mizăm pe faptul că Real Madrid va câștiga Supercupa, este net superioară din toate punctele de vedere și cota pentru acest pariu este una de 1,34. Da, în mod normal, echipele care câștigă Liga Campionilor sunt favorite în această Supercupa a Europei. Au mai existat de-a lungul timpului surprize, gen echipa care a câștigat Europa League să producă surprize și să reușească să câștige trofeul, dar au fost meciuri mai echilibrate, să zic atunci. Adică mă gândesc la un Chelsea cu Manchester City, dacă nu mă înșel, Da. unde au jucat și tot la fel a fost un duel cât se poate de echilibrat, dar și spectaculos. Acum parcă totuși este o diferență foarte mare între Real Madrid și Atalanta. Chiar dacă Atalanta nu este deloc o echipă rea, totuși Realul este cu mult peste la toate capitolele. Bun. Și mai avem încă două meciuri de joi din Conference League. Primul dintre ele este Banikos Trava cu Copenhaga. Mizăm aici pe un X2, o cotă de 1,25. Copenhaga este clar formația mai bună, da, mai organizată și cu un lot mult mai valoros. X2-ul o cotă de 1,25 și în tur Copenhaga a reușit să câștige, Cătălin, nu? Da, câștiga cu 1-0 pe teren propriu, dar zic eu că merge acest X2 și este o cotă cât se poate de decentă, 1,25, pentru că rezultatul acesta de 1-0 nu-i conferă foarte mare încredere lui Copenhaga și are nevoie exact de pariul nostru la această confruntare, adică să nu piardă pentru a merge mai departe. Și zic eu că diferența de valoare ar trebui să spună cuvântul, chiar dacă joacă în deplasare, nu cred că va pierde. Totuși, Ostrava este o echipă destul de modestă din Cehia. Da, Ostrava care nu a avut performanțe pe plan european în istoria sa. Copenhaga, știm cu toții, de regulă se cam califică așa în grupele europene și nu ar fi o surpriză să nu treacă de Ostrava. Bun, iar ultimul meci de pe biletul nostru european, Genk cu Silkeborg, meci pe care am pariat și săptămâna trecută. Săptămâna trecută am jucat un GG acolo. Acum mizăm pe 26 goluri în meci, o cotă de 1,26. Meciul anterior din tur s-a terminat 2-2 cu goluri marcate după pauză, ceea ce este interesant din punctul meu de vedere.
Acum, din nou, 26 goluri, zic eu că ne încadrăm, Cătălin, nu? Da, din nou, un rezultat care lasă așa calificarea pentru meciul retur și zic eu că ar trebui să vedem din nou mai spectaculos. Am ales 26 goluri pentru că deja aveam o cotă destul de frumușică pe bilet, adică nu avea rost să riscăm cu un GG. Intervalul 26 se pliază foarte bine pe biletul nostru și ar trebui să vedem cel puțin două goluri pentru că sunt două echipe care vin în campionate destul de spectaculoase, dar și rezultatul din tur, așa cum am zis, lasă așa de gândit că ar trebui să vedem din nou un meci cât se poate de spectaculos. Ok, și încheiem cu biletul nostru pe Europa, după cum v-am spus, o cotă de 5,28 la Betano. Am jucat acest pariu. Dacă nu aveți cont la Betano, vă lăsăm link în descriere să vă creați cont și să pariați și voi biletul nostru. O miză de 100 de lei pe acest bilet, o miză de 1% reprezintă din bugetul alocat pentru acest proiect pe care îl desfășurăm aici pe YouTube cu bilete și conturi B10, ediția a treia, sezonul al treilea. Cătălin, ne auzim la final de săptămână. Nu avem, se încep campionatele puternice și atunci o să găsim mai multe variante de pariere. Da, încep, Alex, toate campionatele, mai puțin Germania, dacă țin eu bine minte. Da, și ar trebui să înceapă cam toate în afară de Germania. Văd că începe și Italia, și Franța, și Spania, Anglia, deci toate campionatele în afară de Germania. Rămâne de văzut dacă vom trece la formatul nostru obișnuit cu un bilet pe fiecare campionat sau vom aștepta să înceapă și Bundesliga săptămâna viitoare pentru a începe așa cu toate campionatele deodată. Până atunci, Bun, eu vă noi doresc vă mult dorim succes și succes. Succes, Cătălin, să le urăm urmăritorilor și să ne auzim cu bine.